Mă bucur, fraților, că în sfârșit ne putem vedea într-o conferință și mă bucur că văd și executivul tot față în față după atâta timp, după ce am avut întâlniri online și în care am căutat să ducem lucrurile frumos mai departe. Îi salutăm și pe frații care, și surorile care se uită în aceste momente online la conferința noastră. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin? Pentru următoarele momente aș dori să fiu foarte concis. Am stat înaintea Domnului și Domnul mi-a dat un cuvânt pentru această întâlnire din 2 Samuel, capitolul 22, versetul 1, unde spune cuvântul astfel. David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. Întrebarea pe care aș vrea să o pun astăzi frățietății noastre, după ce mi-am pus-o mie, către cine te îndrepți? David, înainte ca să-și îndrepte cântarea către Domnul, a trebuit să răspundă la câteva întrebări. Pe această țesătură narrativă, aș vrea să scot în evidență trei întrebări din capitolul 22 al cântării pe care a anunțat-o David. Întâi de toate, de unde pornește izbăvirea? Versetul 2. El vine și spune versetul 2 astfel. Domnul este stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. În toate bătăliile pe care le-a dus David, în toată frământarea pe care a avut-o, el a trebuit să răspundă la această întrebare în fiecare zi. Oamenii se trezesc și își îndreaptă în fiecare zi fața către un obiectiv. Așa cum fiecare dintre noi avem o agendă personală, ne îndreptăm ca să îndeplinim acele, să zic, urgențe pe care le avem. Urgența numărul unu era către cine mă îndrept eu fața. Și David vine și spune, eu în fiecare zi îmi îndrept fața și îl caut pe izbăvitorul meu. Și în versetele care sunt mai jos de versetul 2 vine și spune, pentru că el este un adăpost, pentru că el este un scut, pentru că el este un turn. Și mă rog ca Domnul să fie izbăvitorul nostru și în ziua de astăzi. Apoi, de unde pornește izbăvirea? Nu doar de la izbăvitorul meu, pentru că știu că el este sus în cer și îl prezintă ca fiind sus pe tron, ci merge ceva mai departe, mai face un compas și spune, mântuitorul meu, versetul 3, ultima parte. Pentru că un mântuitor nu este surd, mântuitorul meu aude, mântuitorul meu, versetul 7, mântuitorul meu vine către mine, versetul 11. Mântuitorul meu m-a apucat, versetul 17, pentru că mântuitorul meu este cel ce mă sprijinește în fiecare zi, în fiecare clipă. Slăvit să fie Domnul! Că el nu este doar un izbăvitor care se uită spre popor, ci este un mântuitor, vine aproape de el. A doua întrebare la care răspunde el aici, încotro mă îndrept, trebuie să-și pună întâi întrebarea de unde îmi vine izbăvirea, apoi de unde vine răsplătirea, versetul 21. Și are două lucruri pe care le sublinează foarte frumos. Din umblarea și păzirea poruncilor și căilor Domnului, pentru că ele sunt bune pentru mine, ele sunt o lumină pe cărarea mea și știu că răsplătirea îmi vine numai după ce eu fac partea mea. Fie ca Domnul să ne ajute să ne facem și noi partea noastră, fraților, ca să putem să căpătăm răsplătirea pe care o așteaptă slujitorii credincioși. O răsplătire care vine din umblare și apoi spune în versetul 17, răsplătirea aceasta mi-o va da el din mâna lui personal, el vine și îmi dă această răsplătire pentru că l-am cinstit, el mă cinstește pe mine. Și la a treia întrebare la care răspunde el, de unde vine călăuzirea? Versetul 33, înțeleg că izbăvirea este în el, este izbăvitorul meu. Înțeleg că el este cel ce mă duce răsplătirea, dar cum mă voi duce în acea direcție? Cine mă va călăuzi? Și el vine în următoarele versete, versetul 37, spune, când tu ești decis să te întâlnești cu izbăvitorul și mântuitorul tău, când tu păzești poruncile, zice, el înlărgește calea. Calea pe care merg eu este o cale pe care mi-o deschide însuși Dumnezeu, Domnul. El îmi eliberează drumul, versetul 41. Și mă rog ca Domnul să elibereze drumurile noastre spirituale, vorbind aici cu bisericile, ca să știm încotro ne îndreptăm, fraților. Sunt vremuri dificile, sunt vremuri grele și dacă noi nu știm încotro ne îndreptăm, cu atât mai puțin vor ști cei care ne urmează pe noi. Și aș vrea să închei doar cu ceva mai deosebit în această zi, este 21 mai, în urmă cu 241 de ani în urmă, 21 mai,
1870 se năștea o femeie, Elizabeth Fry, în Anglia, care în fiecare dimineață își îndrepta fața către Domnul și căuta voia lui Dumnezeu. Ea a fost denumită Îngerul Închisorilor, pentru că mergea în închisori la femei, le citea cuvântul și îndrepta pe femeile acelea către Dumnezeu în fiecare zi și a dedicat viața pentru așa ceva. Lucrarea ei a fost recunoscută ca fiind deosebită, a reformat tot sistemul de detenție din Anglia, pentru că în 2003 să fie recunoscută la nivelul regatului și fața ei avea să fie tipărită pe bancnota de 5 lire ca fiind o persoană care poate să fie un model. Fraților scumpi, care sunteți și care ne auziți, haideți să fim modele. Dacă noi ne îndreptăm fața către Domnul, Domnul ne va binecuvânta, binecuvântat să fie El. Să ne rugăm astăzi ca Dumnezeu să ridice o generație de slujitor model în țara noastră, să ne folosească pe fiecare, așa încât să fim plăcuți și să facem voia Lui în toate. Amin.